În această seară vom citi din nou textul pe care de obicei îl citim din Galaten, capitolul 5, versetul 16 la versetul 26. Zic, dar umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, buibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei care fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Roada Duhului, din potrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt al lui Hristos, Isus, și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul, să nu umblăm după o slavă de șartă întărându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții, amin, să ocupăm locurile. Am înțeles că ceasul nostru de aici este un pic mai, mai leneș. Vrea să ne țină mai mult în anul ăsta decât să nu intrăm în anul viitor așa repede. În seara aceasta vom discuta despre credincioșie. M-am bucurat foarte mult că Marius a vorbit despre credință și în seara aceasta vom discuta despre credincioșie. Bineînțeles că va trebui să începem de la bun început cu o definiție a acestui cuvânt. În limba greacă înseamnă pistis, care înseamnă credință. De fapt, de aici, din cuvântul acesta, se naște și termenul folosit de Apostolul Pavel în Galaten, capitolul 5. De fapt, credință este unul dintre cele mai obișnuite cuvinte ale Noului Testament, pe care se bazează, de fapt, întreaga religie creștină. Credința este o încredere absolută o predare absolută, o încredințare absolută, o ascultare absolută de Isus Hristos. Credința este o virtute teologică, este baza relației noastre cu Dumnezeu. Ei, credincioșia nu este o nu este o virtute teologică, ci este o virtute etică. Ea tratează relațiile noastre cu semenii noștri credincioșia tratează relațiile noastre cu semenii noștri. Bineînțeles, și relația noastră cu Dumnezeu. Credincioșia este o calitate de a fi ferm și demn de încredere care îl face pe om unul care, în care pe care ne putem baza în întregime și a cărui cuvânt putem să-l acceptăm fără rezerve. Când este cineva loial, credincios, de fapt, cuvântul se poate folosi foarte ușor: loialitate sau fidelitate. Roada Duhului este fidelitatea sau credincioșia. Haideți să explorăm puțin folosirea acestui cuvânt în Biblie citind mai multe versete, vom înțelege mult mai deplin semnificația acestui cuvânt. Iată ce spune Noul Testament despre credincioșie. În Matei, capitolul 23, versetul 23, Vai de voi cărturari și farisei, pentru că voi dați zecioală din izmă și mărar, din mărar și din chimen, și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptatea, mila și credincioșia. Observați? Este credincioșia. Asta le lăsați pe din afară, spunea domnul fariseilor. Pe acestea trebuie să le faceți și pe acelea nu, să nu le lăsați nefăcute. Se pare că fariseii și cărturarii Împlineau cu mare grijă cerințele rituale ale ceremonialului legii lui Moise, dar neglijau calitățile morale, fundamentale de dreptate, milă și credincioșie. Neprihănirea aceasta a fariseilor era selectivă, ei alegeau cam ce le place din manifestarea credinței lor. Cel puțin aveau credincioșie în ceva, nu? Ce facem cu creștinul de astăzi care nu este loial credinței sale în majoritatea lucrurilor? Nu este loial bisericii, nici măcar în zecioala care o dăm la biserică, cu care suntem într-un fel datori să dăm Domnului. Nu? nu, suntem, nu manifestăm credincioșie. Tot Apostolul Pavel în Tit, capitolul 2, versetul 10, spune așa, Sfătuiesc pe robi să fie supuși stăpânilor lor și să le fie pe plac în toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba, să nu fure nimic, ci întotdeauna, ci totdeauna să dea dovadă de o desăvârșită credincioșie. Desăvârșită credincioșie. Ca să facă în totul cinste învățăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Deci, cu alte cuvinte, Pavel spune, robii trebuie să fie fideli să fie credincioși stăpânilor lor și credincioșia trebuie manifestată prin această calitate de a fi demn de încredere, prin supunere, să le fie pe plac, să nu întorcă vorba, să nu fure din avutul stăpânilor lor. Apoi Apostolul Pavel Coni, Roman, capitolul 3, versetele 2 la 3. Și mai întâi de toate spunea Pavel, prin faptul că lor, evreilor, le-a fost încredințate cuvintele lui Dumnezeu. Și ce are a face dacă unii n-au crezut? Necredința lor va nimici ea credincioșia lui Dumnezeu? Observați că Pavel spune că în ciuda necredinței evreilor, credincioșia lui Dumnezeu rămâne neschimbată. Dumnezeu este credincios promisiunilor sale, cuvintelor care El le-a spus, în ciuda necredinței noastre. Promisiunile lui Dumnezeu rămân în picioare. Aici aș vrea să fac o mică paranteză, probabil vom avea un studiu biblic mai aprofundat în acest domeniu, o serie de creștini, și nu de la noi a pornit, asta a pornit încă de pe vremea lui, lui Luther, răspundesc ideea că noi, biserica, suntem cei care înlocuim Israelul și noi suntem nou Israel și Dumnezeu nu mai are nimic de a face cu Israelul de astăzi, care este un alt popor păgân care trebuie să se întoarcă la Domnul. Ei, ce facem cu promisiunile care Dumnezeu le-a făcut în Biblie lui Israel? Nu mai este credincios Dumnezeu promisiunile pe care le-a făcut? Ba da, Dumnezeu este credincios. Și dacă, dacă studiem mai atent, vom învăța că Dumnezeu va respecta cuvintele care le-a rostit față de Israel, și Israelul va juca un rol fundamental în planul lui Dumnezeu în vederea sfârșitului lumii și venirii Domnului nostru Isus Hristos. În Cartea Apocalipsei apare cuvântul acesta credincioșie de câteva ori. Să știți că Apocalipsa a fost scrisă pe fondalul unor mari persecuții, în care virtuțile supreme a celor care au devenit martiri a fost credincioșia. Pentru că ei au rămas fideli, loiali lui Hristos, în ciuda persecuțiilor și a suferințelor pe care ei le-au le suferit. Marius citit și ultima parte a capitolului 11. Pentru că dacă vă uitați în capitolul 11 din Evrei, ultima parte a acestui capitol, Cuvântul lui Dumnezeu vorbește de un alt fel de credință, nu numai credința care duce la victorii împotriva dușmanilor, vintercări de bol și așa mai departe, ci și un alt fel de credință, Alții au suferit barjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare, au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu ferestrău, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți, ei de care lumea nu era vrednic, au rătăcit prin pustiu, prin munți, prin pește și prin crăpăturile pământului. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit cele fusese făgăduite. Cu alte cuvinte, avem aici oameni care au fost credincioși Domnului în ciuda oricărei situații. Au rămas fideli lui Hristos prin toate persecuțiile prin care i-au trecut. Și nu știu care e credința mai delăudată. Aceea care biruiește dușmanul sau aceea care rezistă dușmanului. Este o povestire foarte fain care am mai spus, eu cred, o trupă de nemți au venit într-un sat și toată lumea a fugit din sat în pădure și s-a ascuns, în afară de preotul satului. Era un preot bătrân. Și ofițerul neamț s-a uitat la el și a spus, băi, tu știi cine sunt eu? Eu te pot spinteca, zice, cu sabia asta, fără să clipească din ochi. Spre mirarea lui, preotul a zis, dar dumneavoastră, știi cine sunt eu? Eu mă pot lăsa spintecat de sabia de metale fără să clipesc din ochi. Cine este mai mare? Ucigașul sau cel care rezistă crimei? Credincioșia. Cel care rezistă în ciuda oricărei persecuții. De aceea, Apostolul, când ne dă capitolul acesta, care este o galerie a marilor oameni credinței, încheie Într-un mod extraordinar, această galerie de portrete de credincioși cu cei care au suferit și au fost fideli lui Hristos în orice persecuție prin care i-au trecut. În Apocalipsa 2 cu 13, loialitatea creștinilor din Pergam este lăudată de Dumnezeu aici. Pentru că prin ele, prin persecuțiile de acolo, au rezistat încercărilor, acolo unde era scaunul de domnia satanei, spune Sfânta Scriptură. Iată niște oameni care rămân credincioși, loiali lui Hristos, în fața scaunului de domnia satanei. Extraordinar. Acolo moare martorul credincios, domnului Antipa. A fost martirizat acolo, spune Sfânta Scriptură. Număr, numele acestui om rămâne în istorie, tocmai pentru credincioșia sa, care a biruit moartea, persecuțiile. Apoi, în Apocalipsa uh, 13 cu 10 și 14 cu 12, se folosește o expresie deosebită aici, răbdarea sfinților, uh, ceea ce înseamnă o loialitate de nezdruncinat, o, o credincioșie care nu poate fi distrusă de nimic, răbdarea Sfinților, înseamnă o loialitate nezdruncinată în Hristos, în ciuda tuturor suferințelor provocate de fiara Apocalipsei. Loialitatea se dovedește în persecuție, în suferință. Loialitatea față de Domnul se dovedește la ispită, când suntem ispitiți. Păcatul lui Dima, practic, a fost că a cedat ispitelor și a plecat, a plecat în lume. Nu? Cedează ispitelor vieții. Aici aș face o paranteză, mie mi-a făcut așa de multe ori impresia că Dima, despre care spune Sfânta Scriptură că l-a părăsit pe Pavel din misiunea sa, practic ispitit într-un fel de, de, viață și de uh, dorind să aibă un alt stil de viață, nu? Probabil s-a săturat de, de suferințele și de lipsurile unui misionar, nu? Probabil frații nu s-au purtat bine cu el, nu prea le-au dat ce le trebuia și a vrut și el să ducă o viață normală, nu? Cine dintre noi nu vrea să ducă o viață normală? În toate slujirea mea de păstor, una dintre marele mele dorințe, care mi-am exprimat-o de zeci de ori, vreau să fiu și un om normal, ca toți ceilalți, un creștin normal ca toți ceilalți. Nu? Și este o ispită formidabilă, nu? vrei să fii și tu ca ceilalți, normal, nu? Țin minte că odată am văzut o caricatură, după ce l-au ordinat frații pe cineva păstor, ăsta a plecat la plimbare cu câinele și spunea la câine, ai grijă că ești câinele pastorului, acum toată lumea cu ochii pe tine, să te porți, te poți frumos. Ce să mai spun de copiii pastorului? A mea au avut foarte mult de suferit și am avut discuții multe cu ei în toată cariera mea de păstor. Unii erau supărați foarte tare pe slujba pe care eu o fac. Voiau să fie și ei normali, ca toți ceilalți, nu pichei. PK, Pastor Kid. Nu? Toată lumea se lega de ei. Tot... La un moment dat au devenit rebeli. S-au -au revoltat pe statutul ăsta care le aveau și mi-au creat suferințe suplimentare, nu? Că și acum ați minte, eram la învon și veneau așa după ce a început bine biserica, aici pe centru veneau să-i vadă toată lumea blățoși, cu haine din alea de două persoane, țineți minte situația aia, nu? spre zâmbetul plin de satisfacție a unor buni prieteni de-ai mei. Nu este deloc ușor, pentru că ai vrea să fii și tu om normal ca toți ceilalți, nu-i așa? Dar indiferent ce se întâmplă, virtutea fundamentală este credincioșia, statornicia aceasta în credință, indiferent de circumstanțe. Indiferent de circumstanțe. Haideți să discutăm mai profund un pic termenul acesta de credincios, loial, fidel, demn de încredere. Știți că este un adjectiv de la credincioșie și apare de foarte multe ori în scripturi. Apare ca și credincioșie. Substantivul credincios, loial, fidel, demn de încredere, de nădejde, are. Acest adjectiv, nu? Credincioșie. Știți că se spune în Sfânta Scriptură că Domnul Isus este martorul credincios, martorul fidel lui Dumnezeu, credinței sale, relației sale cu Dumnezeu. Isus este martorul credincios. Nil descrie pe Domnul Isus ca fiind martorul credincios sau cel credincios și adevărat. Apocalipse 1 cu 5 sau 19 cu 11 versetele acestea. Sunt două uh, exprimări excepționale. Apoi, în Evrei 2 cu 17 se spune despre Domnul Isus Hristos că este uh, mare nostru preod milos și credincios. Practic, uh, dem de încredere, putem avea încredere în El că ceea ce ne-a promis. El va face pentru noi, acolo, în fața Lui Dumnezeu, la tronul Lui Dumnezeu, va mijloci pentru noi. El este credincios promisiunilor pe care El le-a făcut. Biblia ne spune că Dumnezeu însuși este credincios, nu? În repetate rânduri, Pavel ne asigure că ne putem bizui pe Dumnezeu, care este fidel, credincios promisiunilor sale, credincios cuvintelor Lui și ne putem baza pe El. Dumnezeu este demn de încredere. În primul rând, putem avea încredere în El că ne-a chemat la părtășie cu Fiul Său. Iată ce spune 1 Corinteni 1 cu 9. Credincios este Dumnezeu care va chemat la părtășia cu Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul nostru. Deci, cu alte cuvinte, putem avea încredere în Dumnezeu, Că nu ne-a chemat așa la o aventură, eu știu, religioasă sau cine știe ce filozofie, Cine a chemat la părtășia cu Fiul lui, cu Isus Hristos. În al doilea rând, putem avea încredere că Dumnezeu nu va lăsa să fim ispitiți peste puterile noastre. Nu ne va lăsa să cădem în ispite. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre. În Ticorinteni 10 cu 13. Uh, unele dintre primele versete pe care le-am învățat când am întors la Domnul a fost ăsta. Și am fost învățați să avem încredere în Dumnezeu că nu ne va lăsa să fim ispitiți peste puterile noastre. Și odată cu ispita, spunea Apostolul Pavel, a pregătit și ușa și poarta de scăpare din ispita respectivă. În primul rând, ispitele vor fi dozate în așa fel ca ele să nu, întreagă, să nu întreagă puterea noastră, să nu fie peste puterile noastre de a le îndura. Și odată cu faptul că Dumnezeu limitează puterea ispitelor, El pregătește și o ușă de scăpare să, să, fugi, să fugi, să scapi de ispita respectivă. Apoi, în al treilea rând, putem avea încredere în Dumnezeu că El va împlini promisiunile și lucrarea pe care a început-o cu noi. Iată ce spune în Titel Saloniceni 5 cu 4. Cel ce va chemat este credincios și va face lucrul ăsta. Va termina ceea ce a început cu noi. Ne va călăuzi să împlinim chemarea pe care El ne-a făcut-o. Și un ultim verset este 2 Tesaloniceni 3 cu 3. Putem avea încredere în Dumnezeu care nu va care ne va întări și ne va feri de orice lucru rău. Într-o lume periculoasă, așa cum vorbea și Adi, plină de, de amenințări și nesigură astăzi, putem avea încredere în Dumnezeu că nu ne va lăsa pe mâna celui rău. Credincios este Domnul, El vă va întări și vă va păzi de cel rău. Domnul va fi alături de noi și ne va păzi de cel rău. Ei, dar și noi trebuie să fim loiali, nu? Și credincioși. Iată ce ne cere Domnul nouă ca și creștinilor, nouă creștinilor, să fim loiali, fideli, demni de încredere. Uh, creștinul trebuie să fie și el loial. Nu numai Dumnezeu și Hristos este loial promisiunilor sale, dar și noi trebuie să fim credincioși uh, Domnului și chemării Lui. În primul rând, uh, creștinul este un administrator credincios, demn de încredere a Harului pe care Dumnezeu ne-l încredințează. Uh, iată ce spune în 1 uh, Corinteni, capitolul 4, versetul 1 și 2. Iată cum trebuie să fim priviți noi. Cum trebuie să ne vadă lumea pe noi creștinii. Ca niște slujitori al lui Hristos și ca niște ispravnici sau administratori, administratori ai tainelor lui Dumnezeu, încolo ce se cele de la un ispravnic este ca fiecare să fie credincios în lucrul încredințat lui. Credincios în lucrul încredințat lui. Probabil că fiecare dintre noi am vrea ca Domnul să ne dea alte însărcinări mai mari, mai glorioase, mai, eu știu, mai spectaculoase. Dar Domnul ne avansează pe măsura credincioșii noastre în lucrurile pe care ni le-am credințat până acum. Hai să fim serioși, dacă băiatul meu care am cumpărat bicicletă, nu? Lovește vecinii cu ea vine cu roțile îndoite acasă, vine cu capul spart, o să-i cumpăr mașină? Așa repede? Nu, stai domnule, prima dată dovedește că știu să mergi pe biciclete, nu? Dacă noi ca și părinți nu investim în proprii noștri copii numai pe măsura în care vedem credincioșia lor, fidelitatea lor față de familie, la fel face și Dumnezeu. Cuvintele de apreciere ale Domnului Iisus Hristos, de exemplu, dacă ne uităm la pilda Domnului, din Luca 16, versetele 1 la 13, pilda ispravnicului necredincios, cuvintele Domnului sunt bine, rob, bun și credincios. Bine, rob, bun și credincios. Domnul răsplătește credincioșia robului respectiv cel necredincios, cel credincios în puține lucruri, este pus peste mai multe lucruri. Cel care face un business bun cu doi talanți sau cu, eu știu, trei talanți sau cinci talanți, capătă mai mulți talanți. Cel care îl îngroapă și nu face nimic, îi se ia și ce ce are, ce îi se pare lui care Și cu se dă? Celui credincios, celui care a investit, celui harnic. Cel credincios în puține lucruri va fi și peste multe lucruri credincios. Cel care este necredincios în ceea ce privește bogățiile pământului, nu îi se va încredința bogățiile cerului. Omul demn de încredere este credincios cu bunurile altuia. Tot ce avem este de la Domnul, este a Lui. Ar trebui să administrăm ca oameni de încredere ceea ce ne-a încredințat Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-a încredințat fiecăruia după puterea noastră, după credincioșia noastră. Dacă suntem nemulțumiți de ceea ce ne-a încredințat Domnul, ar trebui să umblăm la credincioșie, să fim mai loiali. Probabil că Domnul va înmulți investiția în noi dacă va căpăta încredere noi, nu? După Revoluția din 89 se căutau pocăiții în România să fie angajați magazioneri și șefi de depozite. Pentru că lumea știa și credea, practic, că pocăiții nu fură, nu mint, poți să ai încredere în ei, nu? Sunt credincioși. Dacă ai dat depozitul, găsești marfa tot acolo, nu, nu vând noaptea, nu? Una dintre bucuriile mele ca și păstor la Chicago a fost un telefon care l-am primit odată de la un uh, om care avea câteva high-rise din astea niște zgârie nori în downtown Chicago și care zice, domnule pastor, am auzit că voi, pocăiții, aveți oameni foarte loiali, foarte de, foarte de caracter și aș avea nevoie să angajez oameni din ăștia pentru administrarea clădirilor pe care eu le am. A fost una dintre complimentele frumoase care eu le-am primit, știam că membrii bisericii mele au o asemenea reputație, până și între oamenii necredincioși, nu? din oraș, că românii sunt de caracter și poți să le dai building-ul ăla de 50 de etaje sau cât, câte are pe mână, pentru că ei sunt serioși în munca aceea. Ei, a venit revoluția, lucrurile s-au mai schimbat și am auzit o vorbă, zice, mă, la ora actuală, zice, lucrurile sunt foarte, foarte grave. Ce înainte, dacă voi să bei un vin bun, îl cumpărai de la pocăiți. Acum și pocăiții bagă apă în vin. <gângătări> Deja își strica să re reputația acum. În primul rând nu trebuia să facă și să vândă vin, nu? Sau alte băuturi. Dar își strica să re reputația pentru că băga să apă în vin. Creștinul, deci, trebuie să fie un administrator credincios, demn de încredere Um, un om de afaceri din Chicago uh, mi-a spus într-o zi un lucru care m-a tulburat. Zice, Petrica, i-am dat afară pe toți pocăiții din firma mea. Da, de ce? Zice, am angajat numai nepocăiți, zice că ăștia sunt mai cinstiți, sunt <laughs> mai serioși. Ce pocăiții sunt predici, tot timpul vin târziu, dacă îl întreb ceva, au frate, au o încercare, <gânt> au, au un limbaj religios, zice, imediat îți simt câte o predicuță, ce nu, nu mai pot să ai încredere în ei. E, e îngrozitoare o chestie de, de genul ăsta. Este în România o firmă foarte, foarte mare. Și sunt prieten cu omul acela, nu vreau să îi spun numele aici dar când am vizitat firma aceea care este de sute de milioane și de reputație europeană lor actuală mi-a făcut, mi făcut cunoștință cu contabila care ține evidență la toți banii firme și toate afacerile lui. Deci, și nu e o soră de noastră este ortodoxă dar e o femeie extrem de încredere și am încredere în ea întotdeauna. Zice, între ai noștri, nu mai, nu mai am încredere. Wow! Când ești un om de încredere, îți dau oamenii milioanele lor pe mână. Când nu, <laughs> e, e, e dezastru. Slujitorul Evangheliei trebuie să fie el un om de încredere. Iată ce spune Apostolul Pavel. Pavel mulțumește Dumnezeu că l-a găsit, găsit ca om de încredere pentru a-i încredința slujba predicării Evangheliei. Zice el, mulțumesc Lui Hristos Iisus Domnul nostru care m-a întărit și m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba Lui. Observați ce subliniază apostolul ca și calitate care l-a calificat în fața lui Hristos, se dea această slujbă extraordinară de apostol, nu? M-a găsit, m-a socotit vrednic de încredere. Cu alte cuvinte, Hristos a avut încredere în mine și m-a pus apostol uh, al neamurilor. Apoi Apostolul Pavel spune: Învățăturile Bisericii trebuie încredințate unor oameni de încredere. Credincioși, dar și loiali, de încredere. Și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe pe alții, spune Apostolul Pavel în 2 Timotei 2 cu 2. Este unul dintre versetele extrem de importante. Oameni de încredere fost la Detroit, duminica, am ordinat cinci diaconi și mă rog, Domnului, ca oamenii aceia să fie oameni de încredere, nu? Domnul să le-a dat o slujbă și să, să poată baza biserica pe ei, nu? Eu am vrut să ordinez odată pe cineva și a venit la mine foarte furios în birou și mi-a spus, Domnule, dacă crezi că mă ordinez, eu trebuie să ascult de tine? Dar nu trebuie neapărat. Deci, de la bun început, mi-a spus foarte clar, domnule, dacă mă ordinezi să știi că nu ascult de tine, nu? Bă, dacă nu ești loial fratelui tău care a avut încredere în tine să-ți dea slujba asta, cum să aibă încredere să te ordinezi de acum încolo, nu? E teribilă o, o asemenea concepție. Pavel îi caracterizează pe oamenii cu care lucrează ca oameni cu care, oameni de încredere. Pavel îi caracterizează pe oamenii cu care lucrează ca fiind demn de încredere, oameni ai și ei. Așa este Timotei, Tihic, Epafra, Onisim. Sunt o serie de citate din scrierile Apostolului Pavel în care el spune, am încredere în acești oameni. Oamenii ăștia dem de toate cinste, de încredere, sunt loiali, te poți baza pe ei, nu te lasă, nu te mint, nu te fură. Petru spune același lucru despre Silvan, întâi Petru 5,12, care este un frate credincios, este un frate loial. Te poți baza pe asta, pe cuvântul lui. Ioan spune exact același lucru despre Gaiu. Epistola a treia lui Ioan, versetul 5. Prea iubitule, tu lucrezi cu credincioșie în tot ce faci pentru frați și pentru străini totodată La fel este Timotei, Tihic, pafra un sim despre care vorbește apostolul Se pare că bunul cel mai valoros pe care poate să-l posede un credincios un conducător, un lider sunt oamenii loiali, sunt oamenii care au credincioșie pentru lucrarea lui Dumnezeu. Sunt cei care sunt credincioși și loiali, oamenii pe care poți să te bazezi total în ceea ce privește loialitatea și lucrul făcut cu credincioșie. Întrebați orice păstor și o să vă spună care sunt oamenii pe care îi apreciază cel mai mult. O să vă spun oamenii credincioși, oamenii loiali. Nimeni nu are respect pentru trădători, pentru vânzători, pentru bărfitori, pentru, eu știu, troublemakers. Dar credincioșia este și o virtute casnică. Și aici lucrurile se complică puțin, dar vreau să și trebuie să vorbim despre ele. Este o virtute casnică. Noi ar trebui să fim credincioși în toate lucrurile. Toate lucrurile, spune Apostolul Pavel. În mutei, 3 cu 11. Zice, femeile să fie credincioase în toate lucrurile. Wow! Femeile trebuie să fie credincioase în toate lucrurile. Până îi dai de flexible friend și o scapi la mall și s-a terminat, nu? Adică credit cardul. Flexible friend. Demne de toată încrederea în lucrurile casei, în, în datoririle familiei, loiale familiei și soțului, în finanțe, în grijă de copii, în tot ce vrei. Dar este vorba și de credincioșie, ca fidelitate conjugală. Iar vrea să citim, pentru că sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos aici. Zice, voi, zicea Domnul, acoperiți cu lacrimi altarul Domnului, cu plânsete și gemete. Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, căruia acum nu ești credincios. Niciunul să nu fie necredincios neveste din tinerețea lui, căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul, de aceea luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși, nu fiți Lipsis de loialitate. Matei 2, 13 la 16. Și acum o să trecem prin câteva sfaturi practice pentru a ne păstra fidelitatea în căsătorie, credincioșia în căsătorie. Numărul 1. Decideți să adoptați standardul de, divin de sfințenie. Dacă păstrezi, îți păstrezi vasul în sfințenie, nu, mintea în sfințenie, păstrezi standardul divin de sfințenie, vei fi scutit de toate celelalte ispite care vor duce la infidelitate în căsătorie. 2. Fi conștient de consecințele păcatului infidelității. Iată ce spune apostolul, ce spune proverbe 6 cu 32. Dar cel ce prea curvește cu o femeie este un om fără minte. Singur își pierde viața cine face așa. Singur își pierde viața cine face așa. Cine își calcă credincioșia, cine își nu își respectă fidelitatea față de soție sau de soțul ei, spune Sfânta Scriptură că este un om fără minte, care nu, nu gândește prea profund. Numărul 3. Întrețineți viața de familie. Întreține viața de familie. Mulți cred că domnule m-am însurat, tot el de la sine ai Relația ta de familie trebuie întreținută. Așa cum îți întreții, eu știu, landscaping-ul din fața casei tale sau din backyard, nu? Dacă nu pui coasa, iarba crește, nu? trebuie smulse buruienile, trebuie întreținute și pus, puse hrană la flori. Cunoaște nevoile fundamentale a celuilalt și satisface nevoile celuilalt. Ai grijă de celălalt. Întreține focul dragostei în familie. Menține încrederea celuilalt în tine. Un bun extraordinar într-o familie este încrederea aceasta, știi? că soțul ăsta tău nu o să te înșele niciodată, indiferent unde va fi pe fața acestui pământ, ok? El a spus, da, este credincios jurământului, este credincios lui Dumnezeu și ce dacă se duce câteva zile, o săptămână cu trac, cu cine știe, în toată America, el va veni întotdeauna acasă, același bărbat care își iubește familia, fidel jurământului pe care l a făcut. Când o femeie are o asemenea încredere, care nu se naște de oriunde, se naște din relația care a fost întreținută de-a lungul timpului. Femeia aceasta e o femeie fericită. Sfatul numărul 4: stăpânește-ți mintea și gândurile. Fidelitatea față de soție începe în mintea ta. La ce te uiți? Ce, vi ce filme vizionezi? Ce muzică asculți? Ce cărți citești? În ce companie de oameni uh, umbli? Cu cine umbli? Care sunt prietenii tăi? Ai grijă că toate lucrurile acestea sunt factori care dezvoltă o afacere amoroasă. Accepți gânduri păcătoase uitându-te la lucruri păcătoase. După aia te implici emoțional. Uh, Apoi te implici fizic și începi să raționezi, să duci argumente că, mă rog, n-ai fost satisfăcut pe deplin, că nu ți-ai împlinit viața, că femeia asta nu te mai iubește cum te-a iubit. Și ruina ta și a căsătoriei tale este foarte aproape. Um, Sfatul numărul 5 minimalizează orice ocazie de a fi infidel soțului sau soției tale. Numărul 1. Nu călători singur. Fă tot ce poți și nu călători singur. Mergeți în doi unde, tre unde puteți merge. Sunați soția cât de des dacă trebuie să călătorești singur. Și de pe avion dacă trebuie, acum se poate. Sună cât de des și vorbește cu ea. Evită să fii cu cineva singur de sex opus, evită o asemenea părtășie. Niște surori la noi, la Biserică s-au supărat, la Chicago când ne a spus surorilor, dacă ploaie cu furci de fier, cum zicea bunicul la țară, ploaie cu furci de fier. Și eu vin cu mașina și tu stai în ploaie la, la capătul trotuarului. Eventual o să-ți dau o mașină să mergi singură și o să stau eu la furcilele de vier în ploaie, dar n-am să te iau în mașină să ne vadă cineva, că noi doi umblăm singuri cu mașina prin oraș. Dacă am vorbit cu o femeie în biserică, am deschis ușa largă la birou, dar de cele mai multe ori am invitat-o și pe soția mea să stea cu mine în birou dacă am vorbit cu o soră în biserică. Fă ce poți și nu da ocazie celuilalt să aibă motive de gelozie pe tine. Fă absolut orice să nu aibă motive de gelozie pe tine. Vorbește întotdeauna pozitiv despre soția ta, despre soțul tău. Toți avem lucruri rele, toți avem slăbiciuni, niciunul nu suntem desăvârșiți, ok? Dar din lista asta de adjective și calificative ale noastre, alege-le pe ale pozitive și spune-le pe alea, nu pe alea rele. Nu-l vorbi de rău nici numai că ta. Ori de câte ori faci lucrurile astea, strici relația aceea de căsătorie, umbli la, la, la fidelitate și la integritatea căsătoriei tale dacă trebuie desocoteală de viața ta altora. Dacă ai probleme cu pornografia, caută pe cineva de încredere ca să, și dai voie să te întrebe dacă trebuie zilnic. Te-ai uitat la vreo prostie? Dai voie să te întrebe. dă o cuiva. Știți că există site-uri creștine care te urmăresc pe internet oriunde ai fi în lumea asta? Abonează-te la un asemenea site creștin. Ok? Eu am avut trei băieți și ca să-i de treburile astea, pe computerul meu circula o, o lozincă așa mare, scrisă mare cu roșu. Computerul ăsta este dedicat Domnului și nu e, nu e de acord să fie folosit pentru, lucru, pentru lucruri lumești. Când screen saver se numea, și asta mergea în continuu pe, pe ecran. Okay? Fă ceva, dă socoteală cuiva. Cere ajutor cuiva să te ajute să ieși din capcana în care simți că aluneci. Alegeți prietenii cu grijă cu care mergi la pescuit, la vânat sau cine știe pe unde, alegeți-i cu grijă. Că s-ar putea lucrurile să se strice foarte, foarte repede și rău. Okay. Una dintre melodiile care o cântau românii foarte des era Soția prietenului meu. Okay. Ai grijă de prietenul tău și de soția prietenului tău. Okay. Întotdeauna privește dincolo de ispită la consecințele ispitelor. Puneți întrebarea asta, mă, dacă fac prostia asta, uite ce se întâmplă. Sunt gata să-mi pierd uh, soția? Odată cu ea, casa, slujba, reputația, sănătatea, eu știu. Dumneavoastră știți că jumătate din casele care se vând pe piață în America sunt datorită divorțurilor? Datorită infidelității? A lipsei de credincioșie, nu? Gândiți-vă la consecințele acelea. Mulți dintre cei care cad din ispită nu o să gândesc ce o să fie după. După o să fie rău, foarte rău. În concluzie, vreau să menționez patru lucruri foarte simple. Numărul unu, credincioșia noastră este dovada dragostei față de Dumnezeu și lucrarea Lui. Fi credincios până la moarte. Fi credincios Domnului până la capăt. Fi loial lui Dumnezeu până la capăt, indiferent ce preț vei plăti. Nu toată credința noastră va fi onorată de Domnul prin minuni, prin vindecări, prin biruință și lucrurile acele extraordinare. Nu întotdeauna nu se va întâmpla asta. Dar aș vrea la sfârșit să, se spune, a fost credincioși Domnului până la capăt. Bolnav, necăjit, distrus cum a fost, dar a fost credincioși Domnului până la capăt, până în ultima zi. Și lucrul ăsta este extraordinar. Asta înseamnă a termina bine. Nu, nu înseamnă a termina în victorie, ci înseamnă a termina bine. Unul dintre filmele care m-au impresionat foarte mult, este istoria unui preot uh, catolic american, uh, un fecior care a vrut să se facă actor la Hollywood, așa. A făcut toate prostiile de pe lume. A fost boxior prima dată. Ei, hey, a avut un accident formidabil, a lovit o mașină. Și se pare că lovitura aia de -a mașină i-a adus înapoi uh, tranzistorii la locul potrivit și a început să se gândească la viață și să vadă altfel. Și a hotărât să se facă preot. Doctorii au descoperit că după accidentul ăla a avut și o boală de oase îngrozitoare și paraliza încet, încet. Și l-au hirotonisit așa, nenorocit cum era și a fost unul dintre preoții catolici extraordinari. Și a rămas credincios până la sfârșit. Stătea lumea la cozi imense să-și mărturisească păcatele la omul ăsta, care rămânea credincios lui Dumnezeu în ciuda bolilor. Nu-și mai putea mișca mâinile, picioarele, era într-un cărucior, era nenorocire. Dar a fost credincios până la capăt. Și este unul dintre eroii Bisericii Catolice. Credincios până la capăt. E ușor, e foarte ușor să fii fidel celui pe care îl iubești cu adevărat. Știți asta? Când îți iubești soția cu adevărat, când ea te iubește cu adevărat, este foarte ușor să fii fidel persoanei pe care o iubești. Dacă îl iubești pe Dumnezeu cu adevărat, este ușor să rămâi credincios Domnului toată viața Lui. Secretul este dragostea, de fapt. 3. Este ușor să fim fideli bisericii, fraților, familiei, atunci când îi iubim, nu? Când ne iubim frații, când ne iubim familia, este ușor să, este ușor să fim fideli. Și ultima afirmație, fidelitatea sau loialitatea noastră, credincioșia noastră se dovedește prin fapte. Vom sacrifica, vom munci, vom sluji, ne vom ruga, vom rămâne statornici pe cale până la sfârșit. Știți ce spune Domnul? Cine sunt cei care vor birui până la sfârșit? Cei care vor fi credincioși până la sfârșit, până la capăt. Cine termină bine rămânând fidel Domnului până la capăt? Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Haideți să ne ridicăm pentru rugăciune și. Să ne rugăm Domnului și să spunem, Doamne, ajută-ne să fim credincioși. Și să fim credincioși până la capăt, indiferent prin ce vom trece, prin ce situații vom trece în viață, să rămânem ție credincioși în orice situație. Să ne rugăm Domnului.